a fost unul dintre îngerii păzitori ai medicilor și asistentelor încă din primele luni ale pandemiei, atunci când majoritatea unităților medicale nu existau echipamente de protecție. A modernizat complet o secție de spital, iar în ultimii ani a dus tone de alimente familiilor sărace. Este vorba despre medicul Ioana Vârtosu, una dintre femeile excepționale ale campaniei Femei în Focus. Doctorul Ioana Vârtosu a renunțat în urmă cu 15 ani la cariera de medic într-un spital din Timișoara pentru a înființa Școala Mamei Junior. La început oferea sfaturi femeilor însărcinate, viitorilor tătici, dar și proaspeților părinți. Odată cu nașterea propriului copil, a decis să facă o schimbare în viața ei și să ajute prin diverse programe copiii cu dizabilități locomotorii și psihiatrice. Am dat seama că doar a face hidroterapie ajutăm foarte puțin părinții și copiii cu nevoi speciale și că este nevoie de un centru integrat de terapii. Și așa ne-am uitat și în afară la centrele mari din Europa, ce terapii oferă, cât și în zona locală, ce terapii nu există. Și astfel am înființat acest mic, e un mic centru de recuperare pentru copii în Timișoara. Chiar dacă pandemia a dus la închiderea bazinelor, nu a renunțat la tratamentul care pentru mulți dintre copilași este singura șansă să poată supraviețui. A adaptat programul, a obținut sponsorizări și a cumpărat o vană specială. Și supereroi, și zinele, și prințesele poartă căști, așa că nu ei trebuie să fie neapărat cei speciali, ci sunt la fel ca și supereroilor din desenele animate, astfel încât și să accepte căștile mult mai ușor. Și nu are de gând să se oprească aici. Bucuria lor și bucuria părinților și bucuria noastră că putem să le oferim o terapie gratuită care să vină în favoarea lor, în serviciul lor, umple sufletul și nu ai nevoie de nimic altceva, adică este tot motorul de care ai nevoie, toată energia de care ai nevoie să faci lucrurile astea. Ioana Vârtosu, fondatoarea Asociației Școala Mamei Junior, este în această dimineață invitata noastră. Sărbătorile, doamnă, dimineața. Vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația și, evident, întrebarea este ce reprezintă această asociație? Fiecare persoană care face la un moment dat ceva, cumva se definește prin lucrul pe care îl face. Poate că și eu mă definesc prin asociația Școala Mamei Junior, dar cred că cel mai mult se identifică oamenii care vor să vină alături de noi și care vor să ajute mai departe. Și cred că până la urmă asociația este doar un instrument pus în slujba altora pentru a fi în folosul comunității. Cine beneficiază de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul asociației, prin urmare și al dumneavoastră personal? Noi lucrăm în trei mari direcții. Unul este educația părinților după ce li s-a născut proaspătul primul copil și aici, în primul rând, prin cursurile de păricultură. Al doilea sunt spitalele și aici nu doar din județul Timiș, pentru că odată cu pandemia am ajuns cam în toată țara cu echipamente de protecție. Și la spitale mă refer la dotare și renovarea spitalelor. Și al treilea, de a treia direcție este părinții copiilor cu nevoi speciale, venim în sprijinul lor cu diverse terapii pentru copii. Ei bine, bănuiesc că asociația, deși este foarte clar numele dincolo de orice, nu se adresează doar mămicilor și tații trebuie să aibă un rol foarte important, nu-i așa? În mod evident, e adevărat că atunci când am început m-am adresat strict mămicilor, după care am constatat chiar în primele două luni că tăticii au început să vină alături de ele la curs și asta a fost foarte drăguț pentru că cumva copilul este parte integrantă dintr-o familie, nu este doar al mamei, este al întregii familii și este foarte important tații să se implice și să facă parte din asta. Aveți și o secțiune de recuperare, am văzut. Puteți să ne spuneți ce tipuri de recuperare oferă asociația dumneavoastră? În momentul de față, pe lângă kinetoterapia clasică, oferim metoda Tomatis, care este în special adresată copiilor cu elemente de autism. Avem cameră de integrare senzorială și partea de hidroterapie. Păi, stimată doamnă, ceea ce aud de la dumneavoastră îmi place foarte tare. Mă gândesc la un singur lucru, cam câtă lume a trebuit să se adune în jurul acestui om pentru ca toate lucrurile astea să se întâmple.
Îți dai seama, e vorba de unități medicale care au avut parte de echipamente de protecție. Este vorba de tone de alimente către familiile sărace. Stimată doamnă, sunteți un erou. E așa atât de simplu, sunteți un erou. Și vă mulțumim pe această cale. Pe de altă parte, nu vrem să încheiem această discuție până nu facem un gest care, mă rog, Ovidiu Vărădeanu îl face pentru noi, și anume vă oferă un buchet de flori. E un gest minim pentru un om atât de mare. Noi nu putem fizic să facem chestia asta. Vă mulțumesc frumos, sunt minunate. Să nu vă opriți din ceea ce faceți acum. Asta depinde și de oamenii din jur, că fără ei nu pot să fac singură nimic. Așa e, dar cred că locomotiva, adică dumneavoastră, e tare importantă în contextul ăsta. Mulțumesc foarte mult, doamna.